Soborul imens Adormirea Maicii Domnului a fost ridicat la Fântâna Albă în 1908 și este considerat unul dintre cele mai importante lăcașe ale Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, care își înființează mitropolia la 1846, tot aici, la Fântâna Albă. Soborul este ridicat de soții Olga și Gleb Ovsennikov, care în acest fel au decis să imortalizeze numele feciorului lor, decedat prematur. Construcția soborului a durat 8 ani și a costat 500.000 de ruble în aur, sumă astronomică pe timpurile alea. Toate materialele de construcție au fost aduse de la Moscova. Se spune că până și pământul sub fundamentul soborului a fost și el adus din Rusia. Apropo, construcția amintește mult, prin detaliile arhitecturale, de somptuosul Vasilii Blajenei din Piața Roșie. Altădată, Fântâna Albă era un sat prosper de peste 7.000 de oameni. Astăzi, localitatea abia de adună 50 de suflete, majoritatea oameni în vârstă, iar satul pare mai degrabă părăsit. Pentru noi, Fântâna Albă înseamnă și tragicul 1 aprilie 1940, când peste 7.000 de români bucovineni au decis să treacă frontiera din URSS în România, înspăimântați de regimul bolșevic nou instaurat. Oamenii au plecat inițial la Hliboca, în centrul raional, și au făcut un miting în fața clădirii autorităților locale, cu cerința de a li se permite să treacă frontiera, să plece în patria mamă, în România. În drumul lor, miliția și grănicerii sovietici au deschis focul asupra mulțimii, ucigând nemilos copii, tineri, femei, bătrâni. Unele surse amintesc de peste 2500 de victime ale masacrului. Timp îndelungat despre măcelul de la Fântâna Albă nu se putea vorbi, autoritățile susținând cinic că au fost doar 28 de victime. În 1991 au fost descoperite 5 gropi comune, în care zăceau de-a valma bucovineni care la 1940 nu și-au dorit altceva decât să fugă de dictatura sovietică. Astăzi, cei rămași în viață anual se adună la Fântâna Albă pentru a-i pomeni pe cei morți și a nu uita că sunt români.